Deci tu ca ai știut operatura aici, stai în față, stai și față la urmă, e operatura aici. Florin, sunt eu aici. Florin, sunt eu aici. Florin, sunt eu aici. Ce anume? Telefonul! Băi, băiete, cu telefonul! Mai e operatura. Nu vorbim de părchioși. Cum mă de-aia te rugăm? Mie zic. Grupul ăla care cațe, să vezi că se întâmplă. Atunci Alex trebuie cel care se ocupă de voi să vină unul pe grupul 2. E moment de recurs. Atunci hai să facem imediat. Cami? Nu, Cami. Auzi, scoate-mă pe mine, Dizano. Thank you.
10, acum 30 de ani, la ora asta, în această piață se murea pentru libertate. Eu am fost un privilegiat al lui Soț. Pe 21 decembrie 1989, o zi înainte, am fost toată după amiază, până la miezul nopții, lângă piața de lângă baricada de la Inter. 22 decembrie am fost aici și pot să spun că a fost cea mai fericită zi din viața mea. N-am niciun merit. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat ocazia asta să descoper libertatea, să alături de sute de mii de bucuriști, având în suflet durerea care ne-a prilejuit-o, vestea că mulți timișoreni muriseră câteva zile înainte. Am descoperit libertatea de a spune ce gândim, după eu personal, 21 de ani, care am fost învățat în fiecare zi, după aici, să spun altceva decât gândesc. Am trăit într-o închisoare și trebuie să ne aducem aminte. În ce România am trăit până în 90? Bineînțeles că și după aceea am trăit multe convulsii, multe dezamăgiri, dar libertatea este cel mai important lucru. Nu poți trăi într-un corifie, chiar dacă la urmă. Dar cei care au murit aici, nu vreau să spun vorbe mari, dar am certitudinea că au murit fericiți. Și trebuie să le menținem memoria și să le transmitem mai departe tinerilor care n-au trăit acele vremuri. S-a strigat jos Ceaușescu, jos dictatorul, jos comunismul, alegeri libere și au fost uciși. Din păcate, încă nu și-au găsit dreptatea. Iar noi trebuie să le cerem mai departe. Noi care suntem aici prezenți sau nu suntem prezenți, noi care suntem cetățeni simpli, artiști, jurnaliști, președintele țării, trebuie să cerem în continuare să se facă dreptate. Ce se cuvine oare a fi spus la comemorarea unde se împletesc atât de tragic pierderea atâtor vieți și bucuria câștigării libertății? Cu siguranță se cuvine pomenirea, rostirea numelor pe care le cunoaștem, căci nu le cunoaștem încă pe toate. Numele eroilor martiri din decembrie 1989. În această seară îi vom aminti pe 1142 dintre ei. Îi vom onora unul câte unul, spunându-le pe nume. 1142 de vieți jertfite în numele a milioane de vieți eliberate. 1142 de familii întoliate în numele a milioane de familii renăscute. Nu putem răsplăti martirii pe măsura sacrificiului lor. Nu le putem înapoia familiilor dispăruții și nu le putem șterge durerea. Dar avem datoria să nu uităm și să ne bucurăm de fiecare zi de libertate. Și ne bucurăm. Însă așa cum se bucură un om care știe că n-ar fi trăit fără inima celui care i-a donat tot a sa. Inima care bate acum în pieptul său. În piepturile noastre, în piepturile fiecăruia dintre noi, bat 1142 de inimi. Mulți dintre cei preeroi din 1989 erau copii, adolescenți, le vom auzi numele aici. Îi vom invoca și cred că nu vom spune doar nume, vor fi aici cu noi. Numele celor tineri vor fi poate cele mai dureroase. Dureroase sunt și numele zecilor, sutelor de orfani ai decembrie 89, printre ei Cătălin și Nicoleta Giurcanu. Cătălin avea doar 16 ani atunci și a plecat să lupte pentru libertate. Ca un tată iubitor, Vasile Giurcanu și-a urmat fiul, dar Cătălin a fost cel care și-a adus tatăl la casă, ucis de 18 gloanțe. Cătălin nu și-a găsit libertatea nici după 30 de ani.
Achim Ștefan, 43 de ani. Adam Lina, 63 de ani. Adjamin Antonia Andreea, 21 de ani. Alcu Marin. Aldea Virgil Sorin. Alemai Werner. Alexandroae Cristian. Alexandru Cătălin. Ambruș Dănuț Viorel, 22 de ani. Andrei Constantin, 26 de ani. Andrei Eugen, 20 de ani. Andrei Iordache Ștefan, 31 de ani. Andrei Maria, 25 de ani. Andrei Ștefan, 31 de ani. Antonie Petre Constantin, 22 de ani. Androne Pavel, 48 de ani. Anecumlei Ovidiu. Angel Sorin Virgil, 19 ani. Angel Marin, 21 de ani. Antal Eugen. Antemir Ion, 21 de ani. Antemir Vasile, 22 de ani. Antonescu Constantin, 26 de ani. Antonii Cornelia, 31 de ani. 51 de ani, mă scuzați. Aparaschivei Valentin, 48 de ani. Apostoiu Costică Corneliu, 35 de ani. Apostol Mihai. Apostol Ștefan, 45 de ani. Apostol Vasile. Apostol Aurelian, 22 de ani. Apostolie Vasile, 19 ani. Apro Mihai, 31 de ani. Archerie Ion, 20 de ani. Arișan Petre, 20 de ani. Asaftei Petre, 22 de ani. Atomei George Edward, 16 ani. Apătenei Ion, 44 de ani. Avram Ion, 40 de ani. Avram Maria, 46 de ani. Baban Florin, 22 de ani. Bacal Robert Loran, 27 de ani. Valin Petru, 38 de ani. Bada Petre Dorin. Bada Romeo, 39 de ani. Batovin Cornel, 37 de ani. Balaban Gheorghe, 35 de ani. Balan Zoltan Ceaba, 18 ani. Balon Pavel, 69 de ani. Baltar Anton, 25 de ani. Ban Vasile, 28 de ani. Ban Julian Dina, 39 de ani. Barbu Ion Mihail, 19 ani. Bălan Florin, 45 de ani. Bărboi Dumitru. Bălălău Nicolae, 33 de ani. Bălănescu Antal, 26 de ani. Bărnuțu Ion. Bancov Francis. Bănea Florin, 37 de ani. Barbu Mihai. Barbu Petre Marin, 20 de ani. Barbata Constantin, 28 de ani. Basma Chiriat, 54 de ani. Bădoi Gheorghe, 46 de ani. Bădoi Vinerian, 29 de ani. Bădulescu Nicolae, 45 de ani. Bălan Maria Zoe, 24 de ani. Bălan Nicolae, 35 de ani. Bălu Crișan. Bănică Petre, 41 de ani. Bărbat Lepa, 43 de ani. Bărbulescu Marius Gabriel, 20 de ani. Bătrâna Ștefan. Barca Constantin. Bărbierul Ciprian Teodor, 19 ani. Bărluciu Eugen,
19 ani, Cristian Nicolae, 40 de ani, Cristian Aurel Valeriu, 36 de ani, Cristodorescu Petre, 21 de ani. Dumnezeu să-i odihnească în pace. Dumnezeu să le înalțe sufletele.